Astăzi vom reacționa din nou la ce ați trimis voi pe serverul canalului. Hai să începem. Ce e asta? Oh my god, bă, dar de ce e bass boosted sunetul? Mă întreb și eu. Gimme that. No. Ce ușor. Mamă, ce bad e speed. Ia stai și acum e edit. Normal. Da, este foarte fain TikTok-ul. Sper că nu se banează niciodată. Bă, dar ce are? Așa. Ok. Deja știu că ăsta e al lui Darius TikTok-ul. Sunt obișnuit, nu mai de-astea apar. What the? Ce se întâmplă? When he came there, he was terrified. The girl was kissing one of his bullies. Monkey was sad. But then Monkey thought... Ce-a fost TikTok-ul ăsta? Relatable? Ok. Nu, pe bune, ce-i cu TikTok-urile astea? Bro, really sad. No! Și mai e și de la mă maimuță. Ah, gata, știu. Aceste TikTok-uri sunt legate între ele. Asta și cu celălalt dinainte. Este un lore aici, ascuns de Darius. 2 minute. Cine a câștigat o luptă dintre Vision și Fred? Vision. Între Ben 10 și Getara. Ben 10. Între Gogo și Dexter, clar Dexter. Între Jimmy Human și Nautamon și omul pe Angel. Oh my god, ce e asta? Ia, cine a câștigat? Sunt curios. Benten sau... Ce? Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, deja ai greșit. Așa ar trebui să reacționez și eu de acum la TikTok-uri. No, ce s-a împat? Pot numai să-mi imaginez ce era acest video înainte. Ce? Ce reacție ar trebui să am la așa un video? Asta e trimis de la Obamium. Drone captures what no one was supposed to see. The wings and eyes people need to fly high. Nothing is hidden above the sky. Be it an unusual rescue, fascinating phenomena, or a mysterious sighting. Hang on, as here are the most unbelievable things caught by the drones that no one would have seen otherwise. Wow, uite, are și chapter-uri. Cornfield Clown. Uai. Bă, dar nu se poate și o imagine mai crăl. Ăsta a găsit un pterodactil. Eu... Sigur nu era doar o pasăre. Ok, ia. Yeah. De la început. Oh, și am uitat de copyright. Ups. Sper că nu mă afectează astea 7 secunde. Bă, dar ce, what the... Ți-ai pus profesorii să... No. Uite și pe ăștia. De ce? Ce a fost asta? Average rapid enjoyer. Eu și-o pârla. Ce-i descrierea asta? Ia Mr. Bean? Cam așa. Uite, ăsta a fost bun. Bă,
Nu mă așteptam să fie mai rele TikTok-urile astea decât alea la care am reacționat în episodul trecut, în care am deschis TikTok fără cont să văd ce mai apare la cei care nu poartă cont și pur și simplu se uită pe TikTok fără. Ce-a fost asta? Deci în videoclipul ăla puteam să văd foarte ușor această persoană. Ce e asta? You wish I gave a... Mamă, s-a decis și Manuel să facă un video. Bă, de la unde era un copil nu doare așa de tare. Dar nu știu cum a căzut în halul ăla, că nu cred că a fost așa de puternic șutul. Nu. Oh my god. Unde a ajuns umanitatea? Ia, un YouTube Shorts de la Obamion, pentru că el folosește YouTube Shorts. Pot să zic destul de calitativ acest YouTube Shorts. Nici eu nu fac edituri așa de puternice. Uite-te și tu, what the hey? Ok. Matei, nu te mai băși. Ok. Caz că nu știați, am reacționat la TikTok-ul ăsta și în episodul trecut. Du-te să-l vizionezi și pe ăla. Este la mine pe canal. Ce să mai facem? Hai să vedem ce mai putem găsi pe TikTok interesant în timpul alocat. Vom căuta hashtag România. Și dacă găsim ceva interesant, poate vom face și un video despre asta. Un video întreg. Why is it so dangerous around here? Because so many drugs, so many knives, so many guns. Ok. Ok. Trupa, deci vă las după mine. Auzi cum vrea chitara. Rungă-ți că tu rungă-ți. Desigur că singurii oameni care pot să răspundă la așa un TikTok sunt aia care pun I din I când scriu ceva în loc să pună I din A. Inadmisibil, bă, ce? Mă pune să-mi bag contul ca să văd mai multe rezultate, ce e asta? Fuck you. Nu vreau să-mi bag contul. 7 întrebări de cultură generală la care orice român ar trebui să răspundă în maxim 5 secunde. Haide să începem. Cine a fost primul rege al României? Ce e asta? Îmi place cum se holbează la tine în timp ce trebuie să răspunzi. Păi te intimidează, nici nu mai apuci să răspunzi. Desigur știu că a fost Carol I. Care este cel mai înalt vârf muntos din România? Om? Stai. Stai, vreau să mă... Cine? Cine a fost primul președinte al României? Vladimir Putin. Nu! Hai să nu... Cam atât și cu acest episod foarte interesant. Nu vor mai fi episoade atât de dese cu TikTok-uri trimise de voi, pentru că trebuie să strâng mai multe ca să fac un episod și probabil durează. Dar, da, cam atât și cu acest episod. Pa!